Salutare! Și bine ați revenit pe canalul meu! În cele ce urmează, vă voi oferi rețeta acestor delicioase brioșe cu afine și zmeură. Eu le-am pregătit cu mare drag pentru o sărbătoare a copilașilor de la o grădiniță. Ce s-au bucurat când le-au văzut! Să vă prezint lista ingredientelor necesare. Am folosit zmeură și afine proaspete. Încep prin a mixa untul moale cu zahărul la temperatura camerei, da? Deci untul trebuie să fie moale. Mixez puțin până se omogenizează și se topește zahărul, apoi adaug ouăle pe rând și mai mixez în continuare. Continui cu praful de sare, esența de vanilie, iaurtul, ar trebui să fie la temperatura camerei, omogenizez compoziția, trec făina prin sită, apoi mai mixez încă puțin. Deci se face foarte simplu. Nimic complicat. La sfârșit, amestec cu spatula, ușor de jos în sus, să verific dacă s-a amestecat destul de bine. Adaug toată compoziția într-un poș pentru a fi mai ușor să distribui. Am oprit din făină o lingură, da? Deci opriți o lingură din făină, și introduceți afinele, apoi zmeura în acea făină. Cu ajutorul poșului, voi pune doar jumătate din hârtiuțele acelea de brioșe, da? Pentru că o să adăugăm fructele, bineînțeles. Vedeți, ne ajută foarte mult poșul. Adaug afinele trecute prin făină pentru a nu se ridica deasupra compoziției. Procedăm la fel și cu zmeura. Așezăm deasupra. Iar la final voi mai adăuga un vârf din compoziție. Este suficient. Nivelez suprafața cu o linguriță ca să încapă perfect. Scutur foarte bine să se așeze drept cât de cât, pentru că oricum o să mai crească în cuptor, deci nu vă stresați prea tare. Iar la sfârșit voi introduce aceste minunate brioșe în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Și sunt gata! Brioșele făcute în casă întotdeauna sunt cea mai bună variantă. Moi, pufoase, cu o textură buretoasă. Nu se sfărâmă absolut deloc. Iar fructele plusează în bogăția aromelor, dar și estetic. Pur și simplu vesele. Cum să nu ne bine dispună ziua, atât nouă, cât și celor care le vor degusta. Sper să încercați și această delicioasă rețetă și să-mi scrieți părerile voastre. Sunt foarte importante pentru mine. Nu uitați să vă abonați pe acest canal pentru a putea vedea cele mai bune și mai noi inspirații cu pasiune și savoare. Pe data viitoare, dragilor! Numai bine! Pa, pa!